Tensiune mare pe scena politică, însă orice s-ar întâmpla, trebuie respectată Constituția României și procedurile prin care vom ajunge la o nouă majoritate parlamentară și un nou guvern. Colega mea, Cristina Corpaci, are mai multe detalii. Bun găsit! După validarea rezultatelor finale de la parlamentare, vom afla numărul de mandate pe care fiecare partid îl va avea în viitorul legislativ. Primul pas în acest sens, potrivit articolului 103 din Constituție, este întrunirea Parlamentului la convocarea președintelui României în cel mult 20 de zile de la alegeri. Deputații și senatorii își încep efectiv mandatele la data întrunirii legale a Camerei din care fac parte, iar vechii aleși își încetează mandatul la data întrunirii legale a Camerelor nou alese. Calendaristic, mandatul actualului Parlament încetează pe 21 decembrie anul acesta. Să vedem acum care este procedura desemnării premierului. Potrivit articolului 103, aliniatul 1, președintele desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru în urma consultării partidului care are majoritatea absolută în Parlament. Astfel, în situația în care niciunul dintre partide nu a obținut o majoritate de 50% plus 1 în Parlament, președintele Klaus Iohannis poate propune orice variantă de premier în urma consultării cu partidelor parlamentare. Premierul desemnat va cere în termen de 10 zile votul de încredere al Parlamentului asupra programului și a întregii liste a noului executiv. Programul și lista guvernului se dezbat în Camera Deputaților, în Senat, în ședință comună, iar Parlamentul acordă încredere guvernului cu votul majorității deputaților și senatorilor. Dacă premierul desemnat nu obține voturile majorității deputaților și senatorilor, procedura se reia, iar șeful statului va desemna un nou premier. În cazul în care premierul desemnat obține votul majorității deputaților și senatorilor, acesta împreună cu miniștrii și ceilalți membri ai guvernului vor depune jurământ individual în fața președintelui României.